Cele patru nave lansate astăzi la apă sunt parte dintr-un proiect european derulat de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu. Proiectul se numește Sistem de preluare și prelucrare reziduri de la nave și intervenție în caz de poluare pe sectorul Dunării, administrat de CNAPDF SA Giurgiu. Obiectivul proiectului constă în creșterea calității serviciilor de preluare și prelucrare reziduri de la nave și intervenție în caz de poluare prin achiziția unor nave, instalații și echipamente și în realizarea unor lucrări de infrastructură. Segmentul de care ne ocupăm noi a beneficiat de această parte din proiect, este vorba de cele patru nave pe care le-ați văzut, pe care le-am lansat azi. Sunt niște nave multifuncționale, ele îndeplinesc mai multe funcții, pe lângă intervențiile în caz de poluare, transport al deșeurilor, putem interveni cu ele în caz de incendii pe Dunăre sau pe malurile ei. Și este un proiect care au fost puse bazele în anul 2009, și după lupte crâncene, în 2012 am început și execuția navelor, pe care astăzi le-am dat în folosință. Cele patru nave sunt construite și echipate în conformitate cu prevederile Societății de Clasificare și regulile Bureau Veritas și respectă toate normele europene pentru deținerea și transportul produselor periculoase la bordul navelor, reguli asimilate în cadrul prevederilor Autorității Navale Române.